Bună ziua și bine v-am regăsit de aici, din Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Zalău. Ne aflăm împreună cu Părintele Ioan Avram. Părinte, putem spune că sunteți un ctitor de biserică. Aici, acum câțiva ani, nu era nimic. Era un teren gol, terenul armatei. Iar pe acest teren, după ani și ani de muncă, a ieșit o frumoasă, o prea frumoasă biserică. Cum a fost? Cum ați început? Cum de s-a reușit crearea acestei minuni dumnezeiești care este Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Zalău? Am pornit-o că a fost necesar. Era necesar aici o casă lui Dumnezeu în care să vină la rugăciune și ostașii din biserică, din unitate, și creștinii din zonă, și cadrele militare și sunt în unitate. Ca să vină toți. De aceea am făcut-o puțin mai mare, ca să aibă loc toți. Ca toți să vină la rugăciune, la întâlnire cu Dumnezeu. Am venit aici când nu era biserică. Că atunci s-a înființat doar postul meu de preot, de preot unitar în biserică. Și nefiind biserică, ne-am înțeles toți. Trebuie un locaș de rugăciune să facem. Și împreună cu cei de la armată am pornit. În 23 septembrie 1999 s-a sfințit locul. Aici erau mărăcini. Aici era și loc mai apătos. Dar n-a contat asta. S-au făcut săpături să vedem cât să facem fundația de adâncă. S-au făcut pentru biserică proiect și am pornit-o. Iar apoi, împreună cu creștinii din zonă ce vin la biserică, cu bisericii ne-au ajutat din Zalău și alte sate, am pornit munca și am dus-o. Și am pornit-o în 2000, munca propriu-zisă. Deci, acum 22 de ani. Da. Și iar aici, noastră n-ați avut o parohie. Aici n-a fost parohie deloc. Și am lucrat așa. Dar dacă cei ce vin la biserică vin de bună voie, că au credință, tot de bună voie, prin credință, ei ne-au ajutat. Și așa am reușit să facem acest locaș dumnezeiesc. Și nu ne-am oprit deloc. În fiecare am făcut câte ceva. Am mai pus o cărămidă și am mai făcut ceva în fiecare an și am ajuns acum în 2022 de a finalizat-o. Dar în 5 iunie a fost sfințirea, nu? Da. În 5 iunie anul acesta a fost sfințirea la biserică. Și acum, când privesc la ea și o văd gata, amintesc de multele ore ce le-am petrecut aici cu meseriașii, cu pictorul și cu ceilalți împreună, ca să o zidim, să zidim locaș lui Dumnezeu. Și fiecare moment îmi amintește de întâmplări petrecute atunci, de fapte și de oameni. Dar contează lucru finisat. Este într-adevăr o casă lui Dumnezeu minunată, dar mai mult decât atât o vedem acum minunată și deosebită, e mai frumoasă când o vedem plină de creștini. Atunci e și mai minunată. Plină de cântare și de rugăciune. O casă goală, oricare ar fi ea, este o casă moartă, nu are suflet. Iar noi când am venit aici, în biserică, am văzut că este arhiplină și pe afară. Și tineri, și bătrâni, și copii. Plin de oameni. Chiar dacă dumneavoastră aici n-ați avut o parohie, deci arundată o anumită parte a oamenilor care locuiesc în zonă.
cei care vin aici vin că vor și că au credință. De aceea vin. Și credința eu mă aduce oamenii, nu? Exact. Și faptul vin de a se simți cât mai aproape de Dumnezeu. Exact. Asta este. Iar noi am căutat, iar eu am căutat din partea mea să pun ce ține de mine. Și în slujire, și în vorbire. Am căutat să-i fac să simtă că au venit să stea cu Dumnezeu împreună. Și am încercat apoi să pun la lor suflet cuvânt bun și de folos și apoi să le fie dor să mai vină și altă dată. Și dor și dor să mai asculte o Evanghelie și încă o explicație și încă o explicație ca să ia mai mult și mai mult să pună în suflet. Și poate vom zice, dar ce înseamnă asta să pună mai mult și mai mult? Contează mai mult să pui asta. Și anume facem o asemănare. Iei un balon și ai luat în el aer. În el este aer. Dar poți sufla mai mult, se face mai mare. Poți sufla mai mult, se face mai mare. Mai mult și mai mare, mai mult și mai mare. Deci spun mai mult de aceea, spun mai mult de aceea e mai mare. De aceea am vrut să pun în fiecare dată și mai mult și mai mult să fie credința mai mare și mai tare și dragostea. Deci am căutat să pun, să pun mai mult, ca apoi și lucrarea să fie. Și aceasta a fost și șansa mea, că ei, primind ce am semănat, au dat roade. Și ajutorul a venit de la ei, prin jertfa lor, de a reușit să demnă și clădirea, și pictura, demnăm pe toate care sunt într-adevăr minunate. Și îmi plac și mie. Este o biserică în stil românesc, în formă de cruce, cu trei turle, dar frumoasă și pe din afară și pe dinăuntru, cu locuri frumoase și ce îmi place mai mult, că e plină. Și asta contează mai mult decât orice, că deja mai frumoasă dacă ar fi goală. Când aud un copil, eu nu mă supăr, ci eu-s bucuros. A venit el cu mama și cu tata. Înseamnă că sunt toți prezenți. A, dacă el plânge, el nu știe că asta deranjează. Părinții îl scot afară, dar e aici prezent. Și asta se mai mult decât orice. Și mă bucur când îi văd că vin la împărtășanie copiii sub 7 ani, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Cum să nu te bucuri când îi vezi cum vin, cu atât atenție și nevinovăție. Și ei vin. Și dacă vin atâția, înseamnă că mai vin pe lângă ei și bunicii să-i vadă căsa lor. Întotdeauna bunicii vin. Dar vin, în primul rând, părinții și aduc pe copii că au credință. Și vreau să-și dea seama, împlinesc ceea ce Iisus a zis, lăsați copiii să vină la mine. Și iată că îi lasă și aduc. Și copiii știu cânta de multe ori slujba. Asta e o mirare, dar știu. Și am văzut că aici în biserică toată lumea cântă. Da, și nu ne mirăm de asta. De ce? Când Iisus a intrat în Ierusalim la Florii, se spune că la Florii, în templu, i-au cântat copiii Domnului Iisus Hristos. Deci știau. Iar noi cândva aici am invitat de la delegație, de la protopopia să vină să vadă cum știu cânta copiii. Și am zis, în seara asta vor face vecernia copiii singuri. Și au făcut-o ei. Minunat și mirat, adică să cânte ei. Să știe să cânte, să citească o luminălină, acum slobozește și celelalte. Să știe cum se cântă fiecare stic sau ceva. Dar le știau și le-a plăcut mult, mult, mult. Și au făcut-o cu drag și cu bucurie. Și au avut dorul totdeauna să zică, nu vine mai repede ziua aceea de marți să mergem să repetăm la biserică ceva. Deci veneau cu drag și cu bucurie. Iar pentru cei mai mari, am făcut altceva. Și anume, când s-a putut și înainte de pandemie, că cu pandemia nu s-a putut, făceam cu cei mai în vârstă, am avut o întâlnire și am avut un cerc numit Inimi Deschise. Și anume, făceam un cerc de scaune frumos, ne adunam toți acolo și am avut o temă anunțată cu o săptămână mai înainte. Vom dezbate tema asta, joia viitoare. Și ei acasă să-și facă tema fiecare.
Fiecare ce știe. Un exemplu, omul credinței. Ce știm noi despre asta? Să vorbim frumos. Fiecare zicea ce avea el de zis sau ce crede el că e de zis. El la sfârșit cu o concluzie făcea preotul. Ca să știe și mai mult, că și el își pregătea tema, bineînțeles. Iar acolo era biserica plină și de ei și așteptau să vină joia, dar curios, căutau pe internet să găsească informații. Deci se interesau de temă și erau interesați. Iar când erau interesați, erau curioși, ce se va spune? Ce se va zice? Și am făcut și așa, aproape până de la pandemie și pe urmă ne-am oprit. Că n-a mai fost voie să venim și ne-am oprit. Și cu copiii ne-am oprit. Că n-a mai fost voie să venim. Dar au fost clipe deosebite și minunate și activitate frumoasă și deosebită. Iar pe copiii care au fost la biserică, i-am scos. Și să facem cu ei ieșire. Ei au zis excursie, i-au zis ei. Noi am zis o ieșire misionară. De ce? Păi am început și am mers prea la mănăstire. Să vadă cum e o mănăstire. Ce e acolo? Cum e acolo? Le-am explicat la mănăstire. Este așa și uite așa. Și am prins slujba. Să vadă că acolo se face slujbă și scălugări. Și am stat acolo și am stat, ne-am pus la umbră și am mâncat și am avut vreme să discutăm, să analizăm frumos. Și la altă mănăstire ne-am dus frumos. Și pe urmă ne-am dus cu ei, bineînțeles că eu vreau să mergem și la strand. Dar i-am dus și acolo. Era bucuria lor. Care nu-i poți lua de la copii. Și nu trebuie să-i dai ce trebuie. Dar pe urmă, principal a fost să mergi la mănăstire și asta n-au uitat-o ei. Ați împinat plăcutul cu util. Exact. Și am făcut-o, dar cu drag. Și asta a contat cel mai mult. Când o faci cu drag și cu credință, atunci Dumnezeu lucrează și te ajută. Ca un exemplu că ne ajută, am început să facem pictură la biserică, pictura. Și am zis, Doamne, eu parohie n-am. Și la unitate începeau să nu mai poată să ne ajute. Că așa a fost împrejurarea. Am zis, Doamne, bani n-am, pictura vreau să o fac. Doamne, dă-mi oameni să-mi ajute. Dă-mi mână de ajutor, cum să răzbat ca să o fac. Că vrere am. Am făcut proiectul pentru ea. Ca să fie. Și la biserică am întrebat cine ar vrea să plătească vreo icoană din biserică, să știm. Și curios, mi-a fost frică de icoanele mari, că-s mari. Cine o să le ia? Și a fost o surpriză totală. Cele mari s-au luat primele. Primele! Le s-au spus primii oameni. A zis eu aia mare, altul alta, alta, alta. Și a zis, Doamne, sub fiecare pictură scrie donat de către persoana respectivă. Da, și, da, dar am zis, Doamne, dacă tocmai tu la ca aceste... să fie o legătură între om, biserică și Dumnezeu. Doamne, dacă tu la acestea mari mi-ai dat ajutor, păi la cele mici, cum să zic eu că nu pot? Cum să zic că nu pot? Doamne, și la cele mici o să-mi dai tot așa. Tot așa. Și noi aici la armată am trecut și numele. Că omul să știe, vine copilul unuia și zice, aici a fost tata sau părinții mei, ei s-au implicat aici și el e legat de biserica asta și mă duc acolo, că acolo plăti tata sau mama sau părinții mei o icoană. Și oricând vine cu drag și oricând vine și face o poză, că doamne, ce frumos e și minunat și o fac cu drag. Știu dar... că și eu am o pictură. Dar știu. Sub care scrie donat de către Avram și sora Constantin. Și sora. Sora mea la fel. Tocmai ca să venim cu plăcere și să simțim că aici suntem mai aproape de Dumnezeu. Exact. Știu că programul dumneavoastră începe dimineața de la 5 și se termină la 10, 11, 12 noapte. E greu? E ușor? Și asta când, este zilnic. Când și mai ales sâmbăta și duminica când evenimentele sunt mai multe. Și biserica este plină de oameni. Când îți place ce faci, faci cu drag. Că oboseala vine. Vine. Că trupul ăsta e neputincios, are și el slăbiciunea lui și limita lui, că oboseala este. Dar când îți place ce faci, faci. Asta contează. Când îți place de dimineață, să vin la slujbă de dimineață și stăm până trezit, dacă e nevoie, stăm. Cât e nevoie.
o facem cu credință și cu dragoste. Și dacă continuăm cu pictura, să zicem așa, așa o mulțumire lui Dumnezeu. Am terminat pictura de făcut. Toată. Dar vineau oamenii ziceau, părinte, nu mai ai ceva de pictat? Deci dați-vă seama, ar fi vrut, ar mai fi fost. Dumnezeu mi-a dat peste măsură. Ce ați putea spune despre nu, acest fenomen? Nu cât am cerut mi-a dat, ci peste măsură. Și atunci cum să nu mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat atâta? Și atunci asta vorbește despre credința celor care vin aici. Este aici o lucrare dumnezeiască? Este. A lucrat Dumnezeu prin dumneavoastră și prin oameni? Și exact, a lucrat. Căci un om zice, dai un leu 2-3-10 că ești mândru, dar pentru o pictură mare nu. Că zici, băi, e scumpă, dar care o dat tot prin credință. Că a fost credincios și a vrut să dea. Și s-a implicat sufletește. Și care au venit mai târziu, o zici, am vrea și noi să dăm pentru suflet ceva. Am vrut pentru suflet să dea, nu doar pentru ei. Sau exemplu, am luat acest candelabru frumos. Știți că a zis cine l-a dat, părinte, îl iau, dar fără nume. Fără nume. Deci mama de bă, părinte, știi ce te rog frumos, ce? Mie poți să-mi spui, că eu nu spui la nimeni. Și zic, dragă, știi ce? Dacă ceva mi-o credință, mi-o taină. Eu ca preot nu pot să o dau, trebuie să știi. Zice, știu. Mi-a spus că fără nume și atunci așa rămâne. Și așa a rămas. Unul s-a întrebat, oare cine a fost? Că dai scump. Ai scump. Cine a făcut? Mulți dar cine a făcut, o zis, fac de pentru suflet. Mulți dintre oameni și mulți dintre cei care au contribuit la această biserică au spus fără nume. Sunt într-adevăr aceste picturi la care apare numele, dar sunt multe alte lucruri făcute de toți oamenii care am fost pe aici, care au spus fără nume facem pentru biserică, făcând acest lucru pentru sufletul lui. Exact. Iar eu mă bucur și că s-au scris numele, de ce? E legat el și urmașii lui. Adică, domnule, părinții noștri au fost creștini și aici. El știe ce au făcut și ce trebuie să facă și ei. Adică și ei să jertfească să fie creștini buni. Deci este un semn bun și o lecție și pentru cei din viitor, o chemare și pentru ei și bun. Și istorie. Iată, cine a făcut din casa aia? A făcut ceva aceea. Ia și voi, urmașii, să fiți la fel, credincioși cu Dumnezeu. Iar mulți au făcut fără nume, că au zis, nu vrea să ne știe cineva că facem o jertfă. Și unii au făcut, nu, unii cu nume, am fost fără nume. Dar au vrut și au zis, Dumnezeu să ne știe. Și așa am lăsat că Dumnezeu să știe și ei se știu, ei, dar Dumnezeu. Iar eu, apoi, nu mi-am spus la nimeni numele. Nu s-a scris undeva să se consemneze. Că au zis, fără nume, jertfa să fie pentru noi și pentru ai noștri. Așa au socotit ei și așa am împlinit noi. Iar faptul că vin la biserică, eu mă bucur mult, mult. Și mă bucur foarte mult că vin cu credință, mai mult decât orice. Dacă ca și peste tot, și Iisus a avut 12 apostoli și unul a fost Iuda, dacă vreunul e așa, mai cu credință, mai puțină, avem nădejde că va fi cu credință mai multă, se va întări. Dacă n-ai nădejde, atunci nu poți lucra. Totdeauna cu nădejde și de aceea, ca preot, semăn cuvânt, tocmai ca să se schimbe, să fie altceva. Lucrezi în el cuvântul lui Dumnezeu. De aceea zicem, batem la ușa inimii să se deschidă și să primească acel cuvânt. Și o fac cu timp și fără timp. Iar mie îmi place să stau aici și când nu-i slujbă. De ce? Sunt în casa Tatălui. Și știm că Psalmitul zice, Doamne, mai bine o singură de mii de mii de parte de ziua ta, e mai bine și mai frumos aici, poți să și meditezi, poți să te și liniștești, poți să citești frumos și din Sfânta Scriptură, poți frumos să citești din Sfinții Părinți, aici poți mai în liniște și mă concentrez mult mai bine și mult mai liniște sunt. Că și liniște, și pace, și armonie, dar mai este ceva de la Duhul Sfânt care e aici.
Și atunci cum să nu stai cu plăcere și cu drag? A simțit puterea Duhului Sfânt în acești ani? Păi am simțit-o mereu în lucrul ce l-am făcut. A fost și momente grele, momente frumoase. Povestiți-ne. A fost așa. Momente grele, momente frumoase. Momente grele au fost așa când am zis, vreau să fac, dar n-am cu ce. Material. Aș vrea să fac, dar n-am. Am zis, Doamne, ajută-mă Tu. Dumnezeu mi-a trimis ajutoare când nu m-am așteptat. Mi-a trimis. Și dați-vă seama că nu m-am oprit o zi din muncă. Tot timpul am avut cu ce. Dacă am pictat 6 ani de zile, o fost pictorul care a pictat 6 ani de zile, o zi nu s-a oprit ca să-i spui, o te oprești, că n-am să-ți plătesc. Și ați terminat totul fără nicio datorie. Fără nicio datorie. Pentru asta le mulțumesc creștinilor ce au jertfit. La cei care au donat fără nume. Le mulțumesc la toți că au fost deosebiți și speciali. Le-am mulțumit și la curatorii. Un consiliu parohial deosebit. Mare majoritate format din cadre militare. Cadre militare, dar și din ceilalți, din toți. Am ales, sunt foarte multe cadre militare, ofițeri și cadre militare și din ceilalți creștini, dar care toți sunt deosebiți. Cu implicare sufletească deosebită și un prim curator special și deosebit. Și toți au fost prin curator și s-au implicat toți în parcursul vremii, s-au implicat în mod deosebit și ne-au ajutat special. Și au fost că la început, când a fost terminată biserica, am făcut slujba, cum a fost tencuită, doar așa, simplu tencuită, dar am făcut slujba. Și am făcut slujba zi de zi. Și când era tencuită? Am făcut. Și când era tencuită? Tot am făcut. Biserica a fost deschisă. A fost deschisă și slujba de s-a făcut. Până seara. Slujba s-a făcut în fiecare zi. În fiecare dimineață slujba este aici. Miercuri am făcut totdeauna iar slujbă. Am făcut și mazlu, și de relevațele cel mare. Le-am făcut acatiste. Tot ce-o trebuit am făcut pentru creștini. Și oricare creștin știa că dimineața, dacă vine, lumina e aprinsă, că slujba se face. E important să fie biserica deschisă. Păi important, dar și oamenii știu. Dacă noi mergem la 6 dimineața la biserică, la armată, a preotul e acolo. Că face slujbă. Vrei să dăm o slujbă, îl găsim acolo. Că e acolo. Oricând, și de ce? Că mulți pleacă dimineața la servici, mai dimineață. Așa. Ziceau, acolo merge mai repede, zicem o rugăciune și voi plecăm. Și important este să zic o rugăciune înainte la servici, că e mai liniștit și cu spor toată ziua. Și de aceea am făcut această casă a Tatălui pentru oameni. Să vină întâlnirea cu Dumnezeu. E spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor. Dar aveți un nume deosebit, Avram. Părintele Avram, ctitor de biserică. Ce puteți spune despre acest lucru? Avram și ctitor de biserică. Acum m-am rinicit. E un fapt pentru că biserica se vede. Biserica e gata. E o frumusețe. E un lucru dumnezeiesc aici. Acum, cel de sus m-am rinicit să o fac. Fără să vreau, am călcat pe urmele unui înaintaș din satul meu. Din satul meu a pornit un preot care a fost înaintea mea într-un sat, în Trestea. Acolo a fost și la Alba Iulia, pe urmă s-a mutat din Trestea în Zalău și a făcut biserică în Zalău. Și acolo în Trestea a renovat biserica și acolo după el am fost în Trestea și eu. Ce a făcut în Trestea? Și după el am venit în Zalău și eu și am făcut el a făcut biserica în Zalău și am făcut și o biserică în Zalău. Interesant, mi-am dat seama, mi-am orbat acel înaintaș al meu din sat, dar cel de sus a fost cu mâna lui. Cel de sus. Dacă nu se ajută cel de sus, te străduiești, dar nu merg lucrurile la bine. La Trestea câți ani a fost? La Trestea am fost 17 ani. Și acolo biserica și acolo am renovat biserica de tot, pe dinăuntru, pe din afară, acoperișul, casa parohială, cimitirul, toate le-am făcut. Și când am fost gata, am predat la altul, că am venit la armată. Și aici am luat înapoi de la zero, fără biserică, fără nimic, și aici am făcut totul iarăși până în sfârșit. Până la cheie. Și la cheie și eu, cum voi preda la altul? Că așa este viața. Astăzi este ultima zi. Astăzi este ultima zi, pentru că intru la pensie. Ultima zi de slujire. Acum, noi trebuie să pe calendar. Că mai putea sta. Pentru că ne uităm în alte părți, inclusiv la Andrei Cus, care are peste 70 de ani, mulți preoți peste 70 de ani, Părintele Avram. Aici așa s-a hotărât. 66 de ani, da.
astăzi, după ce biserica a fost sfințită, terminată, ridicată de la zero, astăzi este ultima zi. Asta este. Dumnezeu numai să ne țină cu sănătate și cu pace. Și acum, la încheiere, pot să zic ceva așa. Aș fi fost bine dacă ar mai fi stat, exact cum discutam cu unul dintre consilieri, 4-5 ani, în liniște, după munca de zi cu zi. Dar n-am vrea să intrăm în... Pentru că consider că această emisiune este o emisiune de suflet. Și atunci când îți urmezi sufletul, vrei să vezi doar părțile bune. Tot ceea ce se întâmplă bun și frumos. Ce veți face în continuare și cum vedeți viitorul acestei frumoase biserici? Acum, aici se va sluji pe mai departe, cu preotul care vine, se va sluji. Pentru că Dumnezeu lucrează, să lucreze împreună, să fie, să-și ducă misiunea până la capăt, să o facă ca și bine. Iar eu, când voi putea, voi veni și aici, că acum în vârstă aș pune cuvântul, voi veni și aici. Sau fiind preot misionar, unde voi fi chemat. Sunteți tânăr, pentru că un preot la 60 ceva de ani este încă un preot matur, plin de înțelepciune, de care oamenii au mare nevoie. Un preot care și-a pus toată viața în slujba lui Dumnezeu și al cetățeanului. Maturitate avem. Noi știm acest lucru pentru că de mai bine de 10 ani, 12 ani, ne-am filmat duminică de duminică aici în biserică. Aici am văzut de la zero ce s-a întâmplat. Totul, cum s-a ridicat, cum a crescut cu oamenii. Pentru că toate se fac cu voia lui Dumnezeu și cu oameni care lucrează prin Dumnezeu. Deci asta așa este. Și ce voi face în primul rând? Era o întrebare pentru un preot. Părinte, dumneata, te rogi? Și a zis preotul, eu la Dumnezeu cam cer mai rar. Nu prea am vreme să-i cer multe. Nu prea am vreme să-i cer. Și oamenii au rămas surprinși, părinte, păi dumneata, cum nu? Nu te rogi pentru dumneata, pentru casă, să ceri, să faci, să dreci. Și preotul, știi de ce nu pot să mă rog și să-i cer? De ce? Și nu reușesc să-i mulțumesc pentru câte mi-a dat. Să-i mulțumesc, nu să-i mai cer. Și știu că îmi dă și dacă nu-i cer. Deci nu să-i mai cer. Și Doamne, să-i mulțumesc, nu reușesc, că n-am tibia asta. Așa și eu. Întâi o să-i mulțumesc mult, mult, mult pentru puterea ce mi-a dat-o, pentru ajutorul ce mi-a dat. Și pentru această frumoasă biserică care este aici. Exact. Care a fost o muncă titanică. A face o biserică nu e ușor. Unii se uită și mai ales dacă n-am avut așa ajutor și parohie, sau e parohie mare sau aici altceva, nu e ușor. Trebuie să te implici, trebuie să-ți placă, trebuie să alergi, să supraveghezi, să vezi cum facem asta, cum facem asta, să vezi pe toate de amănuntul și toate să fie la tine în cap. Nu lucrezi tu, dar tu trebuie să știi ce trebuie să iasă. Nu pun eu cărămida, deci trebuie să știu cum le-o pune și cum o pune. Deci nu fac eu munca fizică, dar eu știu ce trebuie să iasă acolo. Iar Dumnezeu îți dă omul și zice, Domnule, nu, atunci fă. Dacă ne amintim în legea veche, au făcut Moise, acel era, trebuia să facă o casă de Dumnezeu și el în pustie, corta legii. Dar a avut meseriași de Dumnezeu aleși și binecuvântați, Bețaliel și Oholiab. Deci eu nu ne-a dat meșteri să avem. Dar și eu totdeauna fost lângă ei și cu ei. Am stat în capitolul 6 ani de zile, mai mult am stat aici decât acasă. Dar mi-a plăcut ce a făcut. Mi-a plăcut. Îl felicit încă o dată pe domnul pictor, pe Marcel, care are o mână de aur și a făcut ceva deosebit. Și îl felicit încă o dată mult și îmi mulțumesc. Chiar am făcut un interviu cu dânsul aici înainte de 1 ianuarie, pentru că la începutul acestui an biserica a fost pictată, ultimele picturi, deci finalizată și am văzut ce a pictat și cum a pictat. Și mereu am spus la toți pe care i-am cunoscut și îi cunosc
că nu să aveți o legătură specială cu Dumnezeu. Da, trebuie să aibă și pictorul și preotul care azi. Dacă nu e legătură specială cu Dumnezeu, nu merg lucrurile. De ce? Atunci lucrezi doar pentru dumneavoastră, tine. Dumneavoastră ați ales pictorul. Da. Și aici a fost lucrarea dumnezească care a pornit de la Dumnezeu. Prin noastră ajungem la pictori și la enoriașii care au comandat picturile. L-am ales și apoi l-am așteptat, că aveam și altă parte de picturi, de te așteptăm până vii. Și l-am așteptat. Și apoi avea condiții să aibă unde să doarmă, mâncare în fiecare zi, să fie bine. Și apoi, mai mult decât orice, să fie o stare bună aici. Adică în fiecare zi puteam să stăm de povești, să stăm la un ceai, la o cafea, cum se spune acum, mai modern, știți? Dar când era așa, să poți să stai cu cineva, sau și dacă picta, puteam să stăm de vorbă și de povești, oricând, cu bucurie și ce cu drag. Ce simțiți acum, părinte, când vedeți că biserica este gata, mai ales că acum câțiva ani era plină de schele, de-abia ne strecuram pe aici și niciodată biserica n-a fost închisă și s-a ținut slujba, chiar dacă era plină de schele și plină de tencuială, de apă, de culori. Acum sunt mai mulțumit acum și mai liniștit. Și nu vine să cred că nu este umiditate în biserică, era umiditate mare. Nu vine să cred că nu mai era praf, că se făcea praf. Nu vine să cred că acum iarăși, Pedro spunea, mai trebuie asta sau muncitorii, trebuie asta și asta și asta și asta și asta și asta. Fiecare îți trebuie ceva. Dar nu vine să cred, acum mai liniște. Mai liniște. S-a leșat așa liniște frumoasă, că toate sunt gata. Și o pace care este. Și asta contează mult. Liniște și că s-a făcut munca cum trebuie și cu mulțumire. Și e așa cum am visat să fie. Eu am visat de mic când pot la o biserică să fac o pictorie din asta. Și s-a reușit. Visul meu care a fost de atunci, uite că s-a împlinit și mulțumesc o dată de celui de sus că mi-a ajutat și celor de jos care au fost lângă mine și au pus și ei mâna și jertfa lor. Că Dumnezeu mi-a dat și au fost deosebiți. Și mă împlăcați sufletește cu ideea că tot Dumnezeu a spus, Părinte Avram, vei termina biserica și vei pleca. Acum, și aici tot așa e. Doamne, zicem, cum zicem, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă așa a fost voia Lui, plec. Dumnezeu știe de ce. Poate în altă temă. Poate în altă temă de făcut. Nu știu eu. Și Dumnezeu îmi pune înainte. Sau poate zile numărate. Veți avea puterea nu să știu. Mai ridicați o biserică. Dacă se cere. O mai facem. Dar tot cu ajutorul și lui Iisus. Și parcă e greu asta. O faci. Pentru că atunci când omul vrea să lucreze pentru Dumnezeu, lucrează. Unde e pus? Nu simte oboseala. Nu simte frigul, nu simte durerea. Nu mai simte. Și întotdeauna apare cineva care întinde o mână. Da, exact. Deci când ai credință în Dumnezeu și lucrezi pentru Dumnezeu, oboseala fizică vine ea. Dar e ceva normal să vină. Dar dacă te-ai culcat, te-ai dormit și te-ai scos înapoi cu aceeași energie, cu aceeași voință, cu aceeași crez, alea nu dispar. Chiar alea rămân, alea sunt acolo. Chiar a spus și dumneavoastră, n-am teren, n-am biserică, n-am nimic, ce pot să fac? Și au venit și terenul, au venit și biserica și uite că este gata. Da, Dumnezeu mi-a poruncit așa, slujba te fă-o de plin, adică fă ce trebuie, dar fă tu. Doamne, dar mai pus să fac? Mai pus să fac, Doamne, dar și ajutor. Și mi-a dat. Și mi-a dat și unul, și altul, și altul, și altul, și altul, și altul. Și s-au făcut. Încât eu m-am mirat că la sfârșit au venit așa, zic, părinte, mai vrem să pictăm ceva și nu avem ce să le dau. Am zis, Doamne, cum s-a mulțit aici darul Tău, ca și uleiul de la văduvă. Au avut acești oameni credința și speranța și încrederea, văzând ce frumoasă este biserica și au ajuns la concluzia, trebuie să fac și eu ceva pentru suflet, aici unde văd că lucrurile se fac bine. Da, au avut. Și folosul sufletului și al Dumnezeu. Au avut, să știți. Și mă bucur că au avut. Și ce mă bucur este așa, fiecare și ce eu dau aici jertfa asta, o icoană plătesc eu, e a mea. Și după ce s-a făcut, o știu, dacă aia e a mea, și va rămâne a mea.
Și vine la biserică și merge și se uită. Și știau el și copii și se uită și se uită. Și eu am făcut aici ceva, o jertfă, și jertfa mea va fi șută în istorie. Nu numai asta într-o zi, două. Și vor vedea nepoții mei și vor ști toți. Așa a făcut al meu, cine a fost. Și mă bucur. Și de ce? Oamenii știu că am făcut totul doar de suflet. Nu pentru bani. Și asta contează mult. Nu pentru răsplătire de la ei. Eu nu Dumnezeu. Răspund și în fața oamenilor. Dar răspund în primul rând Dumnezeu. Așa mi-a spus de multe ori. Exact. Asta e primul lucru. Acum, de multe ori se vădea darea asemenea în fața oamenilor. Dar fiecare știa. Am văzut o icoană, am zis atâta măsoară, vezi cât este, ia Dumnezeu Dali. Și atunci omul știa, asta este. Deci eu nu eram implicat în adunare de ceva material, ci doar luam și dădeam. Dar dădeam cu bucurie că venea jertfa din partea omului și pus în slujba celui de sus. Nu slujba mea doar. Până la urmă, toți ne rugăm în aceeași biserică, pus în slujba tuturor. Și asta era marea mulțumirea mea, că vedeam că Dumnezeu ne ajută și ne trimite oameni. Și când îți trimite oameni, cum să nu poți zice, Doamne, să mulțumesc pentru asta? Părinte, în final, câteva cuvinte. Acum, la încheiere. Final de drum. Acum, drumul, încă zicem așa, încă nu e la final de drum, că ieșim în pensie. Poate alte drumuri. Mai avem doar astăzi, când oficial slujește, sunt preot paroh, doar astăzi, tot mă predau ștafeta altuia. Și lui care vine să lupte, să ducă lupta aceasta mai departe, că e datoria lui. Iar eu, cel care am slujit, am făcut-o cu râvnă și cu dragoste. Asta a fost principiul după care m-am ghidat. Cu credință și cu dragoste. Și dacă ar fi tot așa, aș face. Dar cel de sus să-mi dea sănătate, bucurie și pace, ca să le am. Mă pot bucura de pensie. Pe cei de lângă mine să-i țină tot la fel. Și pe ei, ca să-i am totdeauna cu cel de sus și noi cei de jos împreună. Spre slava Lui. Amin. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. De aici, de la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Zalău, ultima pe care o facem, până când vom mai face emisiuni cu Părintele Ioan Avram, de aici poate, din altă parte, pentru că noi, duminică de duminică, vom transmite slujba religioasă cu Părintele Avram, deci până când vom mai putea să facem și alte emisiuni, vă spunem să aveți zile cât mai frumoase. Să veniți aici, la Zalău, la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, să vedeți cât este de frumoasă o lucrare dumnezească. Doamne ajută să ne vedem cu bine!